Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit! Sunt Bogdan Gămaleț și azi vă prezint un material despre visuri. Care sunt diferențele dintre visele venite din partea lui Dumnezeu și visele venite de la diavol? Sfinții părinți, ca unii ce cunosc această luptă sfântă, ne înfățișează și modul în care trebuie să ne raportăm la vise. Ne vom apleca mai îndeaproape asupra învățăturii patristice cu privire la acestea. În primul rând, este trebuință de luarea unor măsuri preventive. De vreme ce majoritatea viselor se află în strânsă legătură cu patimile și impresiile adunate peste zi, trebuie să ne înarmăm prin luptă împotriva patimilor. Cu cât le războim mai mult, de fapt cu cât ne luptăm pentru a le transfigura, cu atât ne slobozim de înfricoșătoarea stare a visării. Izbăvirea noastră de vise ține de nepătimire și de curățirea inimii. Sfântul Ioan Scăraru scrie: precum mult gunoi pricinuiește mulțime de viermi, așa multă mâncare pricinuiește multe căderi și gânduri și vise. De aceea este trebuință de împuținarea hranei. Întrucât multe vise sunt urmarea unor impulsuri străine ale sufletului, ocolirea acestora din urmă ne ajută să ne izbăvim de visele cele urâte. Dimpotrivă, dacă în îndeletnicirea cu judecățile lui Dumnezeu sufletul se va curăți de asemenea porniri și în cuget va avea continuu cele bune și bine plăcute lui Dumnezeu, atunci de astfel de vise vom avea parte și în vremea nopții. Sfântul Vasile cel Mare. De aceea, în timpul zilei, mintea noastră trebuie să se îndeletnicească cu chemarea numelui lui Dumnezeu. Și atunci visele vor aduce bucurie și veselie, după cuvântul Sfântului Simeon, noul teolog. Cele ce ocupă sufletul sau cele în care petrece el în stare de veghe, acelea rețin închipuirea și cugetarea lui și în somn. De asemenea, înainte de a merge spre somn, trebuie să ne rugăm. Când adormim după rugăciune, visele vor fi și ele potrivit cu starea de rugăciune în care ne aflăm. Ava Filimon îndeamnă: înainte de a te culca, fă multe rugăciuni în inima ta și împotrivește-te gândurilor, ca nu cumva să fii dus de voile diavolului. Grijește cu putere ca să adormi după psalmi și după această meditație în minte și să nu lași cugetarea ta să primească gânduri străine. Rugăciunea înainte de somn și strădania de a lepăda gândurile reprezintă un bun mod de a înfrunta visele rele insuflate de draci. Iar visele, odată primite, trebuie și abordate corect. Calea cea mai bună este lepădarea lor. Să evităm, adică a le interpreta, la vremea când ne trezim. Mulți cercetează îndeaproape ce vise au avut în timpul nopții și astfel cad în multe greșeli. Sfinții părinți îndeamnă la desăvârșita lor lepădare și disprețuire. Sfântul Ioan Scăraru numește pe cel ce leapădă cu totul visele filozof, pe când cel care le cercetează, le tâlcuiește și crede în ele, este socotit cu totul necercat. De vreme ce prin vise diavolii urmăresc să ne întineze, Sfântul sfătuiește: nimenea să nu se învoiască a gândi ziua la nălucirile sale din timpul somnului. Aceeași viziune este împărtășită și de Sfântul Diadoh al Foticeii, care spune că pentru înaintarea în virtute este de ajuns ca omul să nu dea întru totul crezare viselor. Ne va ajunge însă pentru sporirea la cât de multă virtute să nu ne încredem nici de cum în nicio nălucire. Învață desigur că dacă nu primim, de teama de a nu fi înșelați de diavol, nici chiar visele insuflate de Dumnezeu, nu greșim. Dumnezeu nu se mânie, căci vede grija care ne mână la aceasta. Sluga sa se împotrivește să descuie ușa noaptea, măcar că înaintea ei ar sta însuși stăpânul său, întors acasă după o îndelungată lipsă. Iar aceasta o face temându-se să nu fie înșelat de vreun tâlhar venit să fure.
al cărui glas s-ar asemăna cu al stăpânului său. Pentru această faptă, stăpânul casei își va lăuda sluga. Tot astfel se întâmplă și cu creștinul, monahul care nu primește visele. Dumnezeu îl laudă atunci pe robul său, deoarece cunoaște că face aceasta din teama de a nu fi înșelat de diavol, care se preface în înger al luminii. 2 Corinteni 11:14. Este de trebuință să respingem visele și să ne străduim să le uităm, deoarece amintirea lor ne revarsă în inimă tristețe, supărare, deznădejde și necurăție. Sfântul Ioan Scărarul cunoaște faptul că mulți, stăruind în a da crezare viselor, au ajuns la nebunie. Când omul primește mereu energia, lucrarea demonilor, diavolul dobândește stăpânirea asupra sa și atunci unul ca acesta își pierde mințile, înnebunește. Când dracul se sălășluiește în lucrătorii lui, atunci, arătându-se în somn sau și în stare de veghe, ia chipul, zice-se, al unui sfânt înger sau mucenic. Îi împărtășește vreo descoperire de taină sau vreun dar, harismă, ca, amăgindu-se, nenorociții să-și iasă cu totul din minți. Acest lucru se întâmplă mai cu seamă în cazul descoperirilor venite de la diavol. Mulți sunt cei care ajung într-o astfel de stare. Când începem să credem în vis dracilor, ei își bat joc de noi și când suntem treji. Diavolul își face apariția și când suntem treji, așa încât devenim robii lui. Fapt ce gătește sufletului nostru moartea veșnică și care dă naștere totodată multor anomalii trupești și psihologice. Concluzia generală este că visele, după felul lor, ne vădesc starea lăuntrică, ne arată adică robii patimilor, robii diavolului sau robii lui Dumnezeu. Visele ne ajută să ne cunoaștem starea de sănătate sau de boală a sufletului. Cu alte cuvinte, cât suntem de bolnavi sau de sănătoși. De aceea, pe de o parte, este trebuință de mărturisire, pocăință și plâns pentru a ne curăța de patimi. Pe de alta, nu trebuie să ne încredem de fel în vise. Astfel ne vom izbăvi de stăpânirea diavolului, care voiește moartea noastră veșnică, adică îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Înalt preasfințitul Hieroteos Vlahos. Diferența dintre un vis venit din griji și o vedenie dumnezeiască. Niciuna din vedeniile din partea lui Dumnezeu, după cum o relatează profeții Scripturii, nu a fost ca prin ceață și uitabilă. Erau limpezi, iar ei se simțeau lucizi în mijlocul vedeniei, cu toate simțurile alerte. În vedenie, apostolul Ioan a avut simțul gustului. Apocalipsa 10:10. Am putea zice că unele vise venite din grijile pământești pot fi realiste, însă, scriptural vorbind, o vedenie dumnezeiască este însoțită de prezența divinului, o voce dumnezeiască, un înger, etc. Profetului Daniel, un înger îi explica, tâlcuia, chiar în vedenie, simbolurile din vedenie. Daniel 8:16-27. Niciunul din proroci nu și-a tâlcuit singur vedeniile, ci le tâlcuia Dumnezeu sau un înger al lui Dumnezeu. Există și posibilitatea ca unii oameni care nu s-au consacrat lui Dumnezeu să aibă vedenii dumnezeiești. De exemplu, paharnicul și pitarul faraonului, Geneza, capitolul 40, faraonul, Geneza, capitolul 41, Nebucadnețar, Daniel, capitolul 2-4. Însă, pentru că nu erau slujitori ai lui Dumnezeu, nu un înger le-a interpretat visele, ci întotdeauna Dumnezeu s-a folosit de un slujitor al lui, credincios lui Dumnezeu. Atât Iosif cât și Daniel le-au spus conducătorilor care au cerut interpretarea visului că nu ei sunt cei care dau tâlcuirea, ci Dumnezeu.
Iosif a răspuns lui Faraon: Nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Geneza 41:16. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele. Daniel 2:28. Dacă într-o vedenie interpretarea nu a fost dată de un înger sau de o voce dumnezeiască, întotdeauna Dumnezeu a pus la dispoziție o cale de a afla interpretarea. Iar interpretarea nu va contrazice niciodată ce s-a scris anterior în Scriptură. Profetul Daniel nu l-a contrazis pe Iosif. Vedenia dumnezeiască are ca finalitate pocăința. Cea mai sigură metodă de a face diferența dintre un vis născut din grijile pământești și o vedenie dumnezeiască stă în finalitatea acestora. Vedeniile profeților, la fel ca celelalte părți ale Scripturii, au fost date de Dumnezeu pentru aceeași finalitate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16. Vedeniile descrise în Scriptură sunt parte a Scripturii. Ele sunt de folos. Nu există vedenii dumnezeiești inutile. Prin ele Dumnezeu ne învață, ne mustră, ne îndreaptă și ne dă înțelepciune în neprihănire. Fie că e vorba de Iosif, de Faraon, de Daniel, de Nebucadnețar, de Ezechiel sau oricare alt profet, finalitatea a fost mereu pocăința. Nebucadnețar, simbolizat printr-un copac, Daniel 4:22, nu a ascultat mesajul, nu s-a smerit și a ajuns nebun. Iar Faraon a avut acea vedenie să cunoască faptul că există un Dumnezeu mai mare decât toți idolii falși la care se închină. Toate vedeniile dumnezeiești au ca finalitate mesajul pocăinței. Argumentul științific al diferenței dintre o vedenie și un vis firesc. Oamenii de știință care au studiat fenomenul oniric, fenomenul formării viselor firești, au ajuns la concluzia că foarte puțini oameni, și anume numai geniile în lingvistică, stilisticieni, lingviști, scriitori geniali, etc., pot citi un text pe care îl văd în vis. Noi, restul oamenilor care nu suntem genii în lingvistică, nu putem citi un text în vis. Expertul în vise de la Universitatea Harvard și asistent la Catedra de Psihologie, doctorul Deirdre Barrett, declară că cercetările din domeniul oniric arată că, într-adevăr, majoritatea oamenilor este incapabilă să citească în vise. Dr. Deirdre Barrett continuă să spună că excepție fac geniile în lingvistică. De exemplu, poetul englez Coleridge a visat poemul Kubla Khan și l-a transcris cuvânt cu cuvânt când s-a trezit, până în momentul în care a fost întrerupt, lăsându-l nefinalizat. Profeții biblici însă au putut citi texte care au fost în fața lor, acest lucru indicându-ne că experiența lor a fost una ieșită din comun. Capacitatea de a citi a fost prezentă în vedenie. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apocalipsa 19:16. M-am uitat și iată că o mână era întinsă spre mine și ținea o carte în chip de sul. A desfășurat-o înaintea mea și era scrisă și pe dinăuntru și pe din afară. În ea erau scrise bocete, plângeri și gemete. Ezechiel 2:9-10. Apostolul Ioan nu a fost un geniu în lingvistică, el a fost pescar de meserie. Matei 4:21. Probabil singurul personaj biblic despre care s-ar putea spune că a fost geniu în lingvistică este regele Solomon, autorul Proverbelor, Ecleziastului și Cântării Cântărilor. Diferența dintre vise venite din partea lui Dumnezeu și vise de la diavol.
Cu siguranță că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni dându-i vise erotice, fiindcă Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Epistola lui Iacov 1:13. Față de coșmarurile cu Lilith, groaza nopții, când credinciosul are vise sau vedenii în care se sperie, Dumnezeu îl liniștește mereu pe credincios, spunându-i să nu se teamă. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și i-au țipat, pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit îndată cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Marcu 6:48-49. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Luca 2:11. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie. Luca 1:30. Frica bună și frica rea. Deși vedenia a fost de la Dumnezeu, totuși Nebucadnețar s-a înspăimântat. Daniel 4:5. Dar el nu era slujitorul lui Dumnezeu. Nebucadnețar, chiar dacă s-a înspăimântat, nu a avut un vis în care să fie prezent diavolul. Din contră, el a văzut coborându-se din cer un străjer sfânt. Daniel 4:13-14. De ce a îngăduit Dumnezeu să-i se facă frică lui Nebucadnețar? Era o frică bună, care avea ca scop să îl educe pe acest împărat să fie smerit. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Proverbe 15:33. Nu e de mirare că acest rege mândru s-a îngrozit la vederea străjerului divin. Biblia ne mai spune că prezența lui Dumnezeu poate fi teribilă pentru astfel de împărați. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie. Apocalipsa 6:15-16. Visele de la diavol pot fi înspăimântătoare, dar nu vor indica niciodată către slava și puterea lui Dumnezeu, ci vor fi minciuni și blasfemii, până într-acolo încât diavolul să se prefacă un înger de lumină. 2 Corinteni 11:14. În visele de la Dumnezeu, dacă sunt înspăimântătoare, păcătosul se ascunde pentru că își vede starea. În coșmarurile de la Lilith, diavolul bagă frica în om pentru a-l chinui și eventual pentru a-l intimida să creadă o minciună. Iar prin intimidare, una dintre minciuni este că Dumnezeu nu l-ar putea scăpa pe om de coșmaruri dacă l-ar chema în ajutor. Folclorul din jurul lui Lilith. Imaginarul colectiv uman a dus la extrem groaza nopții, Lilith. Unii exegeți susțin că Lilith a fost prima femeie făcută din pământ, asemeni lui Adam, dar care nu a acceptat cererea în căsătorie a lui Adam. De aceea Dumnezeu ar fi făcut-o pe Eva din coasta lui Adam. Însă asta este doar o poveste, un basm. Dumnezeu nu își lasă confuzi credincioșii, mai ales când vine vorba de lucruri importante. Putem fi siguri că părinții omenirii sunt Adam și Eva. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Ioan 14:2. Dacă ar fi adevărat, s-ar ridica întrebări absurde. A intrat și Lilith în corabia lui Noe? Dacă a intrat, era muritoare? Dacă nu era muritoare, înseamnă că n-a fost atinsă de păcat? Păcatul aduce moartea. Dacă a fost atinsă de păcat, iar ea era om, a murit Hristos și pentru Lilith? Vedeți cât de absurd ar fi ca aceste basme să fie adevărate,
Lilith nu e o fostă iubită a lui Adam, e un duh necurat al diavolului sau chiar însuși satana. Cum e posibil să fie apărut un astfel de mit, un astfel de basm? Nu știm sigur. Dar poate are ceva de face cu faptul că unii bărbați sunt dependenți de visele erotice, despre care am scris la mijlocul articolului. La noi, în basmele române, există chiar și varianta masculină a acestei drăcoaice, drăgaice, anume zburătorul. Noi trebuie să ne ținem viața curată și să trăim în rugăciune. Atunci astfel de lucruri nu ni se întâmplă, fiindcă îngerii lui Dumnezeu ne păzesc și nu avem de ce să ne temem de groaza din timpul nopții. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Psalmii 34:7. Prieteni, sunt Bogdan Gamaleț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, îmi au rămas bun de la voi și vă aștept și data viitoare. Pe curând!